de telespectatori, dacă cineva a încheiat o ofertă, pentru că știm foarte bine, furnizorii deja au renoit ofertele, le-au trimis, și ai preț în oferta ta, dau aici exemplu, 2 lei. Deci poți să dau și 4 lei, și 10, și, 10, și, 10 și 12 lei. Deci ai ofertă semnată, este semnat acest lucru, da. cu 2 lei. Și te anunță astăzi statul că de la 1 ianuarie toată lumea este cu plafon de 1,3 lei. Dar tu ai un contract valabil cu 2 lei. Ce faci? Denunți contractul? Poți să faci acest lucru? Știți că discutam despre modificarea contractelor în timpul jocului. Când vine vorba de consumatori, o să schimb și eu uh, pledoaria, pentru că este permis de data aceasta. Și uh, chiar ne spunea ministrul energiei la un dat, schimbați-vă furnizorul de energie electrică. Da putem să facem lucrul acesta, putem să denunțăm contractul și bineînțeles de la momentul de la care se vor aplica noile tarife nu să mai avem 2 lei sau 3 lei sau 5 lei o să avem 1,3 lei în consumul acela de 255 în condițiile în care schimbăm furnizorul în condițiile în care până la urmă putem să denunțăm contractul vechi pentru că schimbarea furnizorului evident se schimbă uh, și contractul aferent că toți vor avea exact aceleași condiții doar că aici cumva or să vină furnizorii și or să facă regularizările alea pe 3 luni de zile, că mai e foarte puțin până da. la fi finalul Corect, anului. Așa. Și ei își vor recupera oricum banii respectivi, deci nu se pună problema că o să iasă ei în vreo pierdere. Și s-ar putea această tranziție către 1,3 lei de la 2 lei, 5 lei sau 10 lei să fie una destul de ușoară. Asta dacă nu cumva o să vedem în continuare acele regularizări care încă nu au ajuns la zi și probabil că mai sunt zeci de mii, dacă nu sute de mii de persoane, sute de mii de consumatori care vor primi în continuare regularizările pe an de zile și spuneam că este ilegal să iei, spre exemplu, un an de zile și să faci defalcări de câte trei luni ca să poți să te încadrezi în legislație. Asta se întâmplă, legislație. acum ați constatat acest asta lucru, se întâmplă, că exact. nu mai faci regularizare pe un an pentru că este practic... E vădit ilegal, bineînțeles. Este. Și încep să iei acea sumă și defalcare. să pui pe trei luni ca să uh, uh, român, Românul, mai mult. de data asta, furnizorul de energie electrică este extrem de inventiv, dar treaba asta este ilegală. Dacă n-ai făcut regularizarea respectivă și Deci dacă și vine mai prins, mult de o regularizare dacă îți vine mai mult de o regularizare, este clar că e o problemă. La factura, și e o, de, unde o problemă. De undeva uh, derivă, respectiv că n-au făcut-o din timp și atunci încearcă cumva să se ascundă în această Când defalcare. Când denunțăm acest contract, e o întrebare. Plătești vreo penalitate? Nu, nu, nu ai niciun fel de penalitate. Nu, uh, noțiunea de consumator captiv a cam dispărut de prin contractele din România, deși mai sunt unii furnizori și nu neapărat de energie electrică, nu la ei mă referam, furnizori de servicii în principal, care au această noțiune de consumator captiv. Nu poți să ieși din contract dacă nu plătești o penalitate. Nu se poate așa ceva. Dacă este cineva care uh, primește vreo notificare, trebuie să plătești nu știu ce sumă ca să putem să reziliem contractul, să se adreseze imediat ANPC-ului, nici măcar ANR-ului ANPC-ului, pentru că este o chestiune uh, abuzivă, este o chestiune ilegală. Deci nu ar trebui să plătim niciun fel de penalitate, reziliele ar, ar trebui să facă extrem de ușor o notificare pe mail, o notificare scrisă și în principal ulterior semnarea cu un uh, nou fur furnizor. Sau ar putea să mai există o variantă de ce să ne gândim neapărat la reziliere când ar putea și furnizorii de energie electrică să înțeleagă, domnule, ăsta e plafonul, haideți să venim în întâmpinarea consumatorului, păstrăm contractele respective și le modificăm cu noul tarif fără să mai uh, împovărăm în vreun fel consumatorul. Foarte importante toate.